Tremură Wall Street-ul, Silicon Valley Bank trage după ea întregul sistem bancar din Statele Unite. A 16-a, cea mai mare bancă americană, vinde acțiuni în pierdere cu 1,8 miliarde de dolari și vrea să strângă 2,25 de miliarde de dolari prin cedarea unui mix de acțiuni comune și preferențiale. Efectul, SVB pierde 60% la capitalizare, băncile din top 4 intră în declin, de la minus 4% la Citigroup la minus 6,2% la Bank of America. Pierderi însumate de 52 de miliarde de dolari ale acestor patru bănci. Indicele S&P 500 Banks Group scade cu 6,5%, totul în contextul în care sistemul bancar american are pierderi nerealizate de 600 de miliarde de dolari potrivit Federal Deposit Insurance Corp. Contagiune și până unde se întinde. Mergem la Cristian Tudorescu, consultant financiar. Salutare! Salut! Cred că noi cel puțin și dumneavoastră aveți situația destul de clar analizată. Noi am vorbit, cred că de la începutul emisiunii am tot trecut pe la acest subiect și întrebarea este cât de puternică este furtuna, cât, pentru că vorbeam și cu invitatul de mai devreme, el spunea cât putem compara acest moment totuși cu Lehman Brothers, dacă ar fi să luăm ca punct de reper Lehman Brothers, cam la ce nivel suntem acum și care a fost de fapt situația care a dus la aceste scăderi. Am văzut scăderi masive pe bursă, dar aș prefera să vorbim despre, știu eu, cum putem descifra acel sistem care n-a funcționat, acele rotițe care au fost defecte sau a căror zimți n-au mai existat încât a dus la eroziunea acestui sistem. Vorbim despre această bancă SVB, adică Silicon Valley Bank, supranumită și banca startup-urilor și venture capitalists din zona aceea Silicon Valley, unde s-au dezvoltat majoritatea afacerilor de tehnologie din Statele Unite. Ce știm până acum este că banca ar putea avea niște probleme de lichiditate. Nu știm cât de mari sunt aceste probleme, dar clienți care încep să-și retragă fondurile, o astfel de bancă fiind expusă doar pe, sau predominant pe sectoarele de tehnologie, n-a mai putut să financeze sau n-a mai fost atâtea cereri de finanțare, de investiții în acest domeniu, pentru că știm că foarte multe valori au scăzut. Este posibil și banca să aibă anumite dețineri în anumite proiecte sau startup-uri. Aceste informații încă nu sunt foarte transparente, de aceea piețele reacționează întâi negativ și apoi o să vadă cât de dură sau cât de mare este această amvergură. Știm că în alt context se vorbea acum vreo câteva luni despre Credit Suisse din Elveția, sigur alt model bancar. Cam un gen de gen, un caz de genul acesta avem și acum cu SVB. Acum vedeam în predeschiderea piețelor americane, se deschid cam peste două ore, acțiunea din nou scade cu vreo 40, 50, chiar 60%, vedeam în anumite momente. Deci este o undă de șoc. Deocamdată n-aș putea spune că se propagă foarte mult. Sigur că vedem minus 2% pe JP Morgan sau pe o bancă mai mare sau minus 4%, nu dă peste cap foarte mult piețele, dar important este să nu vedem alte lucruri peste două săptămâni, peste o lună, peste câteva luni, care să aibă reverberații mai dure. Deocamdată sigur, comparația cu Lehman Brothers poate un pic la alt ordin de mărime. SVB nu e atât de mare. Vedem dacă rămâne în picioare sau ce structură va rămâne în picioare. O iau ca un eveniment deocamdată punctual, fără multe alte ramificații la nivel de zeci de miliarde sau eu știu ce alte sume. Putem să nu acoperim și zona locală, la noi încă nu se resimte, dar întrebarea mea e dacă s-ar putea resimți și la noi și ce sisteme de protecție au băncile românești? Sistemul european, sigur, și cel american are zonele sale de capitalizare, normele, și cel european. Poate că un gen de risc mai mare pe Europa a fost anul trecut pe vremea aceasta, când unele bănci trebuiau să-și taie linii de finanțare, de exemplu, cu Rusia sau cu Ucraina, și totuși sistemul la nivel european a rămas în picioare. De aceea spun că un eventual faliment, încă nu știm dacă o să se întâmple, dar să zicem o bancă regională sau mai multe, dacă vor da faliment de prin Statele Unite sau poate și din Europa, asta nu pune la sub risc întregul sistem sau, eu știu,
să avem o temere de aceasta sistemică. Lucrurile sunt mai degrabă punctuale. Au fost ani în care bănci din Austria au avut probleme, ani în care bănci din Italia au avut probleme. Adică trebuie văzute lucrurile, cel puțin local, regional, până să ne gândim la vreun risc sistemic. Deocamdată nu cred că e cazul. În regulă. Bun, vești bune măcar pentru noi, pentru regiunea noastră. Urmărim în continuare ce se întâmplă și astăzi în Statele Unite și de-a lungul zilelor, lunilor chiar, că spuneați că trebuie să vedem cu atenție dacă nu se mai întâmplă un eveniment similar în următoarea perioadă. Deocamdată vă mulțumim, explicațiile le-am reținut, le comentăm poate și cu altă ocazie, revenim asupra lor într-o altă emisiune. Ne luăm la revedere aici și mergem. Sperăm cu vești mai bune.